Inimă de cerneală de Cornelia Funke. Capitolul 26. Fiori și presimțire. Deget de Praf se ghemuise pe treptele reci de piatră și aștepta. I se făcuse rău de frică, de ce anume nu știa nici el precis. Poate că monumentul din spatele lui îi amintea prea mult de moarte. De moarte îi fusese întotdeauna frică și o închipuia rece, ca o noapte fără foc. Oricum, între timp începuse să se teamă aproape mai mult de altceva și acest lucru era tristețea. Îl urma ca o a doua umbră din clipa în care limba vrăjită îl atrăsese în această lume. Tristețea care face membrele grele și cerul cenușiu. Lângă el, băiatul sărea pe trepte în sus și în jos, neobosit, cu picioarele ușoare și fața mulțumită, de parcă limba vrăjită l-ar fi adus de-a dreptul în rai. Ce îl făcea atât de fericit? Deget de Praf privi în jur, cercetă casele înguste, în galben palid, în roz, în culoarea piersicii, obloanele de un verde închis și acoperișurile cu olane de un roșu ruginiu, leandrul care înflorea în fața unui zid ca și cum ramurile sale ar fi luat foc, pisicele care se frecau de zidurile calde. Farid se furișă pe lângă una, o apucă de blana cenușie și și-o puse în poală, cu toate că pisica își înfipsese ghearele în coapsa lui. Știi ce se face aici cu pisicile ca să nu se înmulțească prea mult? Deget de Praf își întinse picioarele și clipi în soare. De cum vine iarna, oamenii își au propriile pisici în casă, iar pentru cele vagabonde pun în fața ușii străchini cu hrană otrăvită. Farid mângâia urechile ascuțite ale cenușiei. Fața lui încremenise, nici umbră din fericirea susurătoare care îi făcuse adineauri trăsăturile atât de blânde. Deget de Praf privi repede în lături. De ce spusese băiatului tocmai asta? Îl deranjase fericirea de pe fața sa? Farid dădu drumul pisicii și urcă treptele monumentului. Încă se mai ghemuia acolo pe zid, cu genunchii ridicați, când ceilalți doi se întoarseră. Limba vrăjită nu avea nicio carte în mână, fața îi era încordată, iar conștiința încărcată îi sta scrisă pe frunte. De ce? De ce ar fi avut limba vrăjită o conștiință încărcată? Deget de Praf privi bănuitor în jur, fără să știe la ce să se uite. Limba vrăjită își afișa întotdeauna sentimentele pe față, era ca o carte veșnic deschisă, ale cărei pagini puteau fi citite de orice străin. Copila lui era altfel, ce se petrecea în ea era greu de descifrat. Dar acum, venind spre el, îi se păru că descoperă ceva ca un fel de grijă în ochii ei, poate chiar milă. Îl avea oare pe el în vedere? Ce le povestise oare acest scribălău de el privea fetița așa? Se ridică și scutură praful de pe pantaloni. Nu mai avea nicio carte, așa-i? Zise el când cei doi se opriră în fața lui. Așa-i, au fost toate furate, răspunse limba vrăjită, cu ani în urmă. Maggie nu-l slăbea din ochi pe Deget de Praf. Ce mă fixezi așa, prințesă? Se răsti el. Știi ceva ce eu nu știu? Nimerise la țintă, fără intenție. Nu voise să nimerească nimic, cu atât mai puțin vreun adevăr oarecare. Fetița își mușcă buzele și continuă să se uite la el cu acel amestec de milă și grijă. Deget de Praf își trecu mâna peste față și își simți cicatricele. I se lipea de față ca o carte poștală ilustrată. Salutări de la Basta. Să fi și vrut și nu putea să uite nici o zi de câinele turbat al lui Capricorn. Ca să placi pe viitor și mai mult fetelor, îi șuierase Basta în urechi
înainte de a șterge sângele de pe cuțit. Oh, a furisit, de 3 ori a furisit. Deget de Praf lovi atât de furios cu piciorul în zidul apropiat, încât zile întregi mai simți lovitura în talpă. I-ai povestit scribălăului de mine, se răsti el la limbă vrăjită. Și acum până și copila ta știe mai multe despre mine decât eu însumi. Prea bine, dă-i drumul. Acum vreau să știu și eu. Povestește-mi. Voiai mereu să-mi povestești. Basta mă spânzură, așa e? Îmi lungește gâtul, mă sufocă până ajung rigid ca un baston, așa-i? Dar ce-mi pasă? Doar Basta e acum aici. Povestea s-a schimbat. Trebuie să se fi schimbat. Basta nu poate să-mi facă nimic dacă mă duce acolo, în locul de care țin. Deget de Praf făcu un pas spre limbă vrăjită, voi să pună mâna pe el, să-l zgâlție, să-l bată pentru tot ce-i făcuse. Dar Maggie interveni. Termină! Nu e Basta, strigă ea împingându-l. E unul dintre oamenii lui Capricorn, unul care te așteaptă. Vor să-l omoare pe Gvin și tu vrei să-l ajuți și de-aia te omoară pe tine. Nimic nu s-a schimbat. Se va întâmpla pur și simplu. Nu poți face nimic împotrivă. Pricepi? De-aia trebuie să rămâi aici. N-ai voie să te întorci acolo. Niciodată. Deget de Praf o fixă cu privirea ca și cum ar fi putut astfel să o facă să tacă. Dar ea îi ținu piept. Încercă chiar să-l ia de mână. Fii bucuros că ești aici, băigui ea, în vreme ce el se trase înapoi. Aici poți să nu le ieși în cale, poți să pleci departe și... Vocea i se stinse. Poate văzuse lacrimile din ochii lui Deget de Praf și le șterse supărat cu mâneca. Se uită în jur ca un animal prins într-o capcană din care caută o ieșire, dar acolo nu era nicio ieșire. Niciun înainte și ceea ce era mai rău, niciun înapoi. Vis-a-vis, la stația de autobuz, stăteau 3 femei și se uitau curioase la ei. Deget de Praf atrăgea adesea astfel de privire asupra sa. Toți vedeau că nu era de aici. Un străin, pentru totdeauna. De cealaltă parte a pieței, 3 copii și un bărbat mai în vârstă jucau fotbal cu o conservă de tinichea. Farid se uita la ei. Rucsacul lui Deget de Praf îi atârna de umărul îngust și de pantalonii săi se prinsese păr cenușiu de pisică. Era adâncit în gânduri, își vâra degetele de la picioare printre pietrele din pavaj. Își scotea mereu tenisii pe care îi cumpărase Deget de Praf, chiar pe asfaltul fierbinte, mergea cu picioarele goale, cu pantofii atârnați de rucsac ca o pradă pe care o duce acasă. Și Deget de Praf se uita spre copiii care se jucau. Îi făcuse el cumva un semn bătrânului? Acesta își lăsă copiii acolo și veni spre el. Deget de Praf se dădu un pas înapoi. Un fior îi trecu pe șira spinării. Nepoții mei admiră de o bună bucată de vreme jderul blând pe care băiatul îl duce de zgardă, zise bătrânul apropiindu-se de ei. Deget de Praf mai făcu un pas înapoi. De ce se uita omul așa la el? Îl cerceta cu totul altfel decât o făcuseră femeile din stația de autobuz. Copiii susțin că jderul poate să facă acrobații și că băiatul mănâncă foc. Am putea să venim și să ne uităm mai de-aproape? Înfiorarea cuprinse tot corpul lui Deget de Praf, deși soarele îi ardea pielea. Cum se uita bătrânul la el, ca la un câine care îi fugise cu multă vreme în urmă, iar acum se întorsese, poate cu coada între picioare și blana plină de purici, dar fără dubiu, câinele său. Prostii! Nu există acrobații, izbucni el. Nu-i nimic de văzut aici. Mai făcu un pas înapoi, poticnindu-se, dar bătrânul veni după el ca și cum i-ar fi legat un fir invizibil. Îmi pare rău, zise el și ridică mâna ca și cum ar fi vrut să-i atingă cicatricele.
Deget de Praf se izbi cu spatele de o mașină care parca acolo. Acum, bătrânul se afla chiar în fața lui. Cum se holba la el! Cărați-vă! Deget de Praf îl îmbrânci. Farid, adu-mi lucrurile! Băiatul sări de lângă el. Deget de Praf îi smulse rucsacul din mână, înhăță șderul și îl îndesă înăuntru, fără să țină seamă de dinții ascuțiți, gata să muște. Bătrânul se uita țintă la cornițele lui Gvin. Cu degete abile, Deget de Praf își puse rucsacul pe umăr și încercă să treacă pe lângă el. Te rog, vreau numai să stau de vorbă cu tine. Bătrânul i se puse în cale și l-apucă de braț. Eu nu vreau! Deget de Praf încercă să se elibereze. Degetele osoase ale scriitorului erau uimitor de viguroase, dar el mai avea încă cuțitul lui Basta. Îl scoase din buzunar, îl deschise și îl puse bătrânului sub bărbie. Mâna îi tremura. Nu-i plăcuse niciodată să țină un cuțit în fața cuiva. Dar bătrânul îi dădu drumul. Deget de Praf o luă la fugă. Nu ținu seama de ceea ce striga după el limbă vrăjită. Fugi de acolo așa cum fusese adesea silit să o facă. Se putea bizui pe picioarele sale chiar dacă nu știa unde aveau să-l ducă în cele din urmă. Lăsă satul și șoseaua în urmă, își croi drum printre copaci, prin iarba sălbatică, se lăsă înghițit de grozama galbenă ca muștarul, ascuns de frunzișul argintiu al măslinilor, numai departe de case, de drumurile întărite. Ținuturile sălbatice îl apăraseră întotdeauna. Abia când începu să-l doară fiecare gură de aer, Deget de Praf se aruncă în iarbă, în spatele unei cisterne ce stătea pierdută acolo și în care o răcăiau broaște, iar apa de ploaie adunată se evapora la soare. Stătea lungit și gâfâia, ascultându-și bătaia inimii și privind țintă la cer. Cine era bătrânul? Sări în sus. Băiatul stătea în fața lui. Venise după el. Cară-te! Izbucni Deget de Praf. Băiatul se ghemuie acolo, printre flori sălbatice. Creșteau peste tot, albastre și galbene și roșii. Erau risipite în iarbă ca niște stropi de culoare. N-am ce să fac cu tine, se răsti Deget de Praf la el. Băiatul tăcu, culese o orhidee sălbatică și examină eflorescența. Arăta ca un bondar, un bondar pe o tulpină. Ce floare ciudată, murmură el, n-am mai văzut una ca asta. Deget de Praf se ridică și se sprijini de peretele cisternei. O să regreți dacă vii după mine, zise el. Eu mă întorc, știu unde. Abia când rosti aceste cuvinte, își dădu seama. Se hotărâse, de mult. Se va întoarce acolo. Deget de Praf, lașul, se va întoarce în peștera leului. Indiferent ce spunea limbă vrăjită, indiferent ce spunea copila lui, nu voia decât un singur lucru. N-a voit întotdeauna decât un singur lucru. Și dacă nu-l putea avea imediat, cel puțin să aibă speranța că odată s-ar putea realiza. Băiatul tot mai stătea acolo. Acum du-te odată, întoarce-te la limbă vrăjită. El o să aibă grijă de tine. Farid rămase nemișcat, cu brațele încolăcite în jurul genunchilor ridicați. Te întorci în sat? Da, acolo unde locuiesc diavolii și demonii. Crede-mă, pe băieții ca tine îi mănâncă la micul dejun. Cafeaua le place de două ori mai mult după aia. Farid își trecu orhideea peste obraj. Se strâmbă când petalele îi gâdilară pielea.
Gvin vrea afară, zise el. Avea dreptate. Jderul mușca din stofa rucsacului și își împingea coada afară. Deget de Praf dezlegă curelele și dedu drumul. Gvin clipi la lumina soarelui, hârâi supărat, pe semne din cauza momentului nepotrivit al zilei, și alunecă spre băiat. Farid îl ridică pe umăr și se uită la Deget de Praf cu o privire serioasă. Eu n-am văzut niciodată astfel de flori, zise el încă o dată. Sau asemenea dealuri verzi, sau un jder atât de isteț. Dar asemenea oameni ca cei despre care vorbești, cunosc bine. Ăștia sunt peste tot la fel. Deget de Praf scutură din cap. Ăștia sunt deosebit de răi. Nu sunt. Încăpățânarea din vocea lui Farid îl făcu pe Deget de Praf să râdă. Nici el nu știa de ce. Putem să mergem în altă parte, zise băiatul. Nu, nu putem. De ce? Ce cauți în sat? Să fur ceva, răspunse Deget de Praf. Băiatul dădu din cap de parcă furatul ar fi fost cel mai firesc scop din lume și-și puse orhideea cu grijă în buzunarul de la pantalon. Mă înveți mai înainte mai multe despre foc? Mai înainte? Deget de Praf trebuie să zâmbească. Băiatul era un flăcău isteț. El știa că pe semne nu avea să mai fie niciun după. Desigur, zise el, te învăț tot ce știu. Mai înainte.